Bună ziua! Sunt Alexandra Tatu, profesoră de limbă și literatura română la școala gimnazială Titu Maiorescu din București. Mă bucur tare mult să fiți astăzi alături de noi, să continuăm pregătirea pentru evaluarea națională. Suntem la testul de antrenament numărul 6. Bună ziua! Ce faceți? Cum sunteți astăzi? Darius și Alina. Bună ziua! Bună ziua! Foarte bine! Mă bucur că sunteți prezenți și astăzi să continuăm ce am început lecțiile trecute și anume subiectul al doilea. Avem descris o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să o caracterizăm pe Florița, personajul din textul 1. Ei bine, caracterizarea personajului. Cred că ar fi așa în top 3 cerințe dificile. Probabil că mesajul se avea pe primul loc din experiența predării, iar pe al doilea loc probabil că ar fi caracterizarea. Dar nu este o cerință dificilă, trebuie să fim foarte atenți cum selectăm informația din text și cum o așezăm în această compunere. Dacă respectăm aceste liniuțe, avem planul caracterizării. Trebuie doar puse în alineate diferite, da? În enunțuri. Deci știm cu foarte mare atenție ce ni se cere aici. În redactarea caracterizării, trebuie să avem în vedere precizarea a două date de identificare a personajului, respectiv nume, vârstă, ocupație, origine, portret fizic, în funcție de textul nostru. Ce avem? Apoi, numirea a două trăsături morale ale personajului. Selectăm două trăsături morale și vom menționa cu ajutorul mijloacelor de caracterizare, de data asta trebuie să fie diferite, caracterizare directă și indirectă, și trebuie să ilustrăm și cu o secvență comentată. Da? Corelarea unei valori personale cu una dintre valorile personajului. Și apoi vine concluzia. Deci dacă respectăm aceste liniuțe, avem planul compunerii. Așa și trebuie să facem, să ne facem întâi schița pe ciornă, să respectăm elementele acestea, să le punem, cum menționam, în alineate diferite și apoi verificăm, reverificăm, da? Verificăm la sfârșit dacă le-am respectat. Dar nu uităm de ele. Aici punctajul pentru compunere se acordă așa cum știm de obicei, conținutul compunerii 12 puncte, redactarea compunerii 8 puncte. Redactarea compunerii se împarte în marcarea corectă a paragrafelor, coerența textului, proprietatea termenilor, corectitudine gramaticală, claritatea exprimării, ortografie, respectarea normelor de punctuație, lizibilitate. Dar o să revenim punctual asupra lor. Compunerea, ce e foarte important? Nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte. Dacă aveți mai puțin de 150 de cuvinte, pierdeți din start aceste 8 puncte. Din start. Da? Fără să vi se mai verifice punctuație, claritate, coerență. Sunt deja scăzute aceste puncte. Deci foarte mare atenție și la acest aspect. Nu avem limită superioară, din câte vedeți, doar limita aceasta inferioară, așa că pot scrie cât vreau și cât consider eu, bineînțeles, încadrându-mă într-un timp. Că e destul de complex subiectul, având 2 ore, trebuie să-mi impart cu mare atenție timpul pe fiecare exercițiu, da? Și pe fiecare subiect. Așadar, ce facem mai întâi, după ce am citit ce avem de făcut? Care e următorul pas? Ce faceți voi de obicei când aveți o astfel de cerință? Darius, ce faci apoi? După ce am citit, îmi iau o ciornă și încerc să formulez un fel de început, așa, și să-mi fac un fel de schiță a compunerii. Asta ar fi pasul tău următor. Alina, tu ce faci? Găsesc toate cerințele date în redactarea caracterizării și apoi încep să le pun în enunțuri. Dar nu mi-a spus deloc de text. Trebuie să recitim textul. Cred că e cel mai important pas. Nu? Citim textul, nu așa din amintiri. Hai să facem asta împreună. Îl citim, ne amintim un pic care sunt mijloacele de caracterizare, ni le notăm și apoi revenim asupra lui și, așa cum ai menționat, Alina, și cum te-ai gândit și tu, Darius, când îți făceai planul, trebuie să iau toate trăsăturile așa cum se desprind pe baza textului, le număr și văd cum le pot pune pe tipar, fie portret, fizic, moral, fie caracterizare directă, indirectă. Vedem cum alegem să formulăm acest răspuns. A fost odată ca niciodată, chiar în mijlocul codrului, un han în care trăiau un hangiu și o hangiță. Într-o zi, hangiul a găsit într-o poiană o fată frumoasă și după ce s-a sfătuit cu soția sa, au hotărât să o crească la fel ca pe copilul lor. Toți drumeții care poposeau la han o îndrăgeau pe fată și se mirau de frumusețea ei neasemuită. O alintau floarea cea frumoasă de la crâșma din codru.
E drept că și hangița era frumoasă, însă Florița o întrecea cu mult. Când a sosit vestea că împăratul va trece cu tot alaiul său prin acele locuri, hangiul a scos din beci vinul cel mai bun, iar hangița s-a împodobit cu cele mai scumpe găteli. Dar frumusețea ei pălea în fața Floriței, care, chiar și îmbrăcată în haine de rând, a cucerit pe loc inimile aleșilor oaspeți. Din ziua aceea însă, invidia a început să o roadă pe hangiță, care o punea pe fată la muncile cele mai grele, în vreme ce ea se închidea într-o odaie și întreba oglinda fermecată: oare cine e mai frumoasă, eu sau Florița? Iar oglinda îi răspundea mereu la fel, că Florița e cea mai frumoasă. Hangița n-a mai putut să rabde, așa că a chemat-o la ea pe baba Cloanța, o coturoanță care trăia undeva în adâncul codrului. S-au înțeles amândouă ca fata să fie dusă de coturoanță în pădure, să-i scoată ochii și să o lase în voia sorții. Când baba Cloanța a văzut-o pe Florița, parcă nu-i venea să-i facă rău unei fete așa frumoase. Până la urmă a dus-o în pădure, unde o căprioară le-a tăiat calea. Dar când s-a uitat la Florița, căprioara a rămas stintuită în loc, deoarece farmecul fetei lua mințile oamenilor și animalelor deopotrivă. Atunci, cotoroanței s-a făcut milă de fata, așa că a lăsat-o pe Florița să plece. Fata merge, a mers până când a ajuns într-un luminiș unde se înălța o casă, în fața căreia un cocoșat se chinuia să jumulească o pasăre. Dar se vedea de la o poștă că nu prea se pricepe. Florița l-a întrebat ce căuta de unul singur în mijlocul pădurii. Cocoșatul i-a povestit că avea grijă de casa unor bandiți care în acel moment erau duși la furat și s-a plâns că mult îndura din partea acestora, căci nu le plăcea mâncarea, care ieșea ba prea sărată, ba prea piperată. Pleacă, pleacă de grabă, fetițo, a mai sfătuit-o cocoșatul. Dacă hoții te vor găsi aici, te vor ucide, că sunt foarte răi. Însă Florița nu s-a speriat, ba chiar s-a apucat să deretice prin casă și să facă mâncare. La scurt timp au apărut și cei 12 bandiți, ligniți de foame, iar cocoșatul a ascuns-o pe Florița sub pat. Bandiții s-au mirat de curățenia din casă. Apoi unul a gustat din friptura de porc, altul din cea de pui și li s-au părut atât de gustoase, încât au început să se bată pe mâncare. Nu vă mai certați, le-a strigat Florița ieșind din ascunzătoare. Dacă de acum încolo vă purtați frumos și nu mai mergeți la furat, vă voi găti în fiecare zi. Bandiții au rămas cu gura căscată, apoi li s-au arătat bucuroși să o primească pe Florița în casa lor, iar din acea zi nu s-au mai dus la furat. După o vreme, hangița bănuind că fata nu murise în pădure și a întrebat din nou oglinda. Dar răspunsul a fost același, că Florița este cea mai frumoasă. Plină de mânie, a chemat-o iar pe baba Cloanța la ea și împreună au pus la cale alte blestemății. Florița din codru baz repovestit de Adina Popescu. Ce-ar fi simbolul acesta de aici? Aveți idee? Din fața titlului. Nu știu. Aici, în mod normal, cine ar fi? Aș avea întâi titlul textului și apoi aș avea autorul. Autorul l-avem? Nu. Nu. Asta ne-a... Avem pe Adina Popescu. Care repovestește, exact. Deci avem un baz popular. Acela ar fi simbolul pentru bazmul popular. Bun. Am dat citire textului, dar noi îl cunoșteam, de asta l-am citit un pic mai repede, astfel încât să ni-l amintim. L-am studiat dățile trecute. Acum, mijloace de caracterizare. Ce trebuie să avem noi în vedere atunci când vorbim de caracterizarea unui personaj? Ce trebuie să spunem? Caracterizare de care avem? Cine mă ajută? Ia să vedem. Alina, începi tu, te rog. Sigur. Caracterizare directă. Da. Ce înseamnă caracterizarea directă? Scrisă în text, apare acolo, prezentată de autor, de narator, de alte personaje, autocaracterizare, dar este scris acolo, prezentă. Deci trăsătura, exact, trăsătura apare în text. Apare în text. Nu fac eu efortul de a mă gândi cum, ce reiese, dacă trebuie să analizez cu atenție gesturile, relația dintre personaje și să văd care ar fi trăsătura, îmi este ușor că o observ acolo, este formulată fie printr-un adjectiv, fie printr-un substantiv și o pot transcrie. Caracterizarea directă poate fi făcută de către. Făcută de către. Și ai menționat tu. Naratorul, da? De către narator. Apoi, alt personaj, da, alt personaj sau autocaracterizare. Caracterizare. Darius, ce mai avem? Caracterizarea indirectă. Da, ce presupune ea? Adică trăsăturile nu apar exact în text, nu apar în mod direct, dar se pot observa din comportamentul personajului sau statutul social sau vârsta sau ocupația. Corect, reiese din. Și avem fie relația cu alte personaje. O să menționăm noi câteva. Cu alte personaje. Comportament.
Comportament, atitudine. Atitudine. Altceva, ce mai pot avea? Gesturi. Ce mi-ai mai spus? Ia să mai notez. Limbaj. Limbajul, da, poate fi semnificativ, limbaj. Mediul este important din care provine personajul? Da. Da. Altceva. Ce mai putem? Dacă apare ocupația, vârsta. Da, astea sunt aspecte pe care le vom nota separat, dar nu în portret neapărat, ci o să le notăm noi separat undeva la început, unde vorbim despre statutul personajului. Corect. Ce mai spunem? Deci relația cu alte personaje, comportament, limbaj, mediul, te rog? Cum se îmbracă? Cum se îmbracă? Vestimentația, foarte bine, exact. Da? Și altele. Depinde de textul nostru. Ne putem folosi de foarte multe informații din text, chiar și informații care sunt prezentate așa în detaliu. Îmi pot spune mie despre personajul respectiv, o privire, un gest, tonul, da, toate elementele verbale, paraverbale și non-verbale. Acum, acestea ar fi mijloacele de caracterizare. Trebuie să fie diferite, deci noi trebuie să luăm două mijloace diferite. Vom lua textul și vom sublinia care sunt trăsăturile. Ne facem un plan, așa cum spuneați și voi. Mă uit pe text și menționez trăsăturile. Voi sublinia. Aș putea și pe textul respectiv cu creionul, dar apoi să-mi șterg eu informațiile pe care le notez, foarte ușor, așa, să pot sublinia pasaje care să-mi fie de folos, sau pe ciornă. Dacă ar fi să ne uităm în primul alineat, hai să luăm așa pe alineate. Ce subliniem? Ce vă iese în evidență? Fie directă, fie indirectă caracterizare, ce considerați voi, dar luăm textul pe rând. O fată frumoasă. Prima oară observăm frumusețea fetei. O fată frumoasă, ce mai apare? O Da, Alicia, să îndrăgeau pe vedem. fată. Da, că o îndrăgeau, da, o alintau, la fel, se repetă. Floarea cea frumoasă de la Crâșma din Codru. Se mirau, arbul ăsta, da? Se mirau de frumusețea ei. Da? Toți drumeții. Când a sosit vestea că împăratul va trece cu alaiul, hangiul a scos aici informații să vedem unde mai apar despre fată. Frumusețea ei pălea în fața floriței și aspectul acesta, da? Era frumoasă și hangița, dar frumusețea pălea în fața frumuseții fetei. Ce mai avem apoi? Era îmbrăcată în haine de rând, observăm, dar cucerește pe loc inimile aleșilor oaspeți. În următorul alineat. Dar, să vedem ce-ți iese în evidență. Te ajută Și ceva, vreo informație? O vei folosi un... Gândește-te ce ai putea folosi de aici. Era atât de frumoasă fata încât să nu știi invidia, da, angiței. Oare cine e mai Și frumoasă? aici întreba oglinda, oare cine e mai frumoasă, eu sau Florița? Da. Și oglinda spune că Florița e cea mai frumoasă. Se repetă informația, observăm. Da? Ce se întâmplă apoi? Ia să ne uităm un pic așa prin text. S-au înțeles amândouă ca fata să fie dusă de cotoranță în pădure. Așa, când a văzut-o babacloanța, parcă nu-i venea să-i facă unei rău unei fete așa frumoase. Până la urmă au dus-o în pădure unde căprioara l-a tăiat calea. Când s-a uitat, căprioara a rămas țintuită în loc. Da? Până și animalele erau uimite de frumusețea fetei. Farmecul fetei lua mințile oamenilor și animalelor deopotrivă. Se repetă aspectul acesta, portretul fizic, frumusețea fetei. Ce mai observăm apoi? Cred că e foarte important să ne uităm de aici încolo, în pasajele acestea. A mers ce a mers, a ajuns într-un luminiș, se înălța o casă, în fața căreia un cocoșar se chinuia să-și mânească o pasăre, dar se vedea de la o poștă că nu se pricepe. Ce face Florița? Florița l-a întrebat ce caută de unul singur în mijlocul pădurii. Da. Ce ne spune reacția aceasta despre ea? Că e grijulie. Grijulie. E un om bun, da? Grijulie. Grijulie. Un om bun. Ar fi putut trece Poate mai și departe. curioasă. Curioasă, poate exact. Apoi, bandiții erau duși la furați, se plânge cocoșatul că îndură multe din partea acestora, nu le plăcea mâncarea. Bun. Ce-i spune? Pleacă, pleacă, hoții te vor găsi și te vor ucide, sunt răi. Care este reacția fetei, Darius? Florița, practic nu este speriată, deci putem să zicem că e curajoasă, nu? Exact, deci nu se spere, chiar se apucă de deretica. Ce înseamnă deretica? Adică face curat prin casă. A face curățenie, da? Prin casă. Nu. Să facă mâncare. Ce vom desprinde de aici? Ce trăsătură?
Hărnicia. Hărnicia. Hărnicie, harnică, muncitoare. La scurt timp au apărut și cei 12 bandiți liniți de foame, o ascunde sub pat pe Florița, cocoșatul. Bandiții s-au mirat de curățenia din casă, au gustat friptura, au rămas uimiți de cât de gustoase erau toate acele alimente. De aici putem să desprindem ceva sau mergem mai departe. Ce ziceți? Că e pricepută. Că e pricepută. Face mâncare bună. Exact. Apare de sub pat. Nu vă mai certați, le strigă. Din ascunzătoare chiar. Dacă de acum încolo vă purtați frumos, nu mai mergeți la furat, vă voi găti în fiecare zi. Ce putem spune de aici? Când apare așa din ascunzător. Și curajoasă, nu? Da. Curajoasă. Da. Nu se sperie de aspectul celor 12 bandiți. Și ce reacție are față de ei? Ce îi pune să facă? Să se comporte frumos. Să se comporte frumos, dar să nu mai meargă la furat și ea le va găti. Le promite asta, da? Ce ne spune? Ar putea să-i lase în continuare să aibă același comportament, dar ea decide cumva să-i motiveze, să a observat că sunt mulțumiți de curățenie, de mâncarea gustoasă și găsește această modalitate, da? Se folosește de această situație, astfel încât să le impună celorlalți să devină mai buni, da? Ce ne spune asta despre ea? Aș zice că e un pic șireată dacă i-a făcut să se comporte mai bine, fără să-și dea seama că exact, primesc dar ceva. Exact, dar are un scop nobil, da, de data aceasta e un scop da. Nobil. Bandiții au rămas cu gura căscată, s-au arătat bucuros să o primească în casa lor și nu s-au mai dus la furat. Deci reușește să-i facă și pe ei mai buni. Apoi, în partea de final, bănuiește hangița că fata nu a murit, a întrebat din nou oglinda, răspunsul a fost același și plină de mânie a chemat-o iar pe baba Croanța și a pus la cale alte blestemății. Bun, ce avem noi de făcut acum? Trebuie să spunem două date de identificare a personajului. Avem numele, avem vârsta, ocupația, ce avem de aici noi precizate? Ce informații sunt în textul nostru? Numele? Numele. Da. Numele. Care este semnificativ aici sau nu are importanță? Credeți că e poate fi interpretat? Florița? Poate se referă că e la fel de frumoasă ca o floare. Exact. Da, că e frumoasă ca o floare și știm că frumusețea e caracteristica dominantă. Vârsta apare? Nu. Nu? Ce știm în schimb? Origine. Dacă ar fi să ne gândim că a fost adoptată de hangiu și hangiță. Știm că este orfană, da, avem precizat ce aici ca sugestie. Și e crescută de Ila Han. Este foarte frumoasă, că este o tânără, apropo de vârstă, nu e menționată, dar avem aspectul acesta, ne putem desprinde cumva, îl putem desprinde din text, că este o tânără foarte frumoasă. Deci elementul central, caracteristic, ar fi frumusețea. Apoi, trebuie să menționăm noi două trăsături morale ale personajului. Noi ce am ales până acum? Ne-am tot învârtit așa cumva pe parcursul textului asupra acestei idei, că era bună, că era un om bun. Putem menționa și modestia, de unde reiese modestia? Că era îndrăgită de toată lumea, dar nu se dădea mare și când mama ei s-a îmbrăcat în haine gătite și a așa. Venit împărat, ea a tras atenția împăratului cu hainele de rând. Exact, exact. Modestă, înțeleaptă. Unde dovedește înțelepciune, Narius? Poate dovedește înțelepciune când mă gândesc tot atunci când practic le spune brandiților așa. Că da. Va sta în și va schimbul. Găti pentru ei. Da. Exact, în schimbul mâncării. Ei trebuie să promită că devin mai buni și nu mai merg la furat. Acolo a fost un moment de înțelepciune, să spunem. Acum, cum veți menționa? Avem caracterizare directă sau indirectă sau le pot menționa pe ambele? Ce pe ziceți? Ambele. Pe ambele. Așa că planul nostru care ar putea fi? Am putea avea la început o definire a personajului, da? Definiția personajului. Pot construi și un pasaj în care să vorbesc puțin despre personaj, că este o ființă de hârtie, cum spunea și Bart. Acțiunea gravitează în jurul său, dar în jurul personajului principal, toată acțiunea textului și toate elementele
gravitează în jurul acestuia, vorbesc puțin despre personaj ca o definiție. Apoi stabilesc care este personajul central al textului nostru, respectiv Florița. La fel vorbesc despre ea pusă așa în context și găsind două date de identificare, cel puțin, dar puteam preciza mai multe în prima parte, da? Vorbesc despre personaj, despre Florița. Date. Și apoi pot face, voi cum ați alege, să vorbiți despre portretul fizic, caracterizare directă, indirectă sau portret moral directă, indirectă sau pe tipuri de caracterizare? Care ar fi opțiunea voastră? Întâi aș spune că este caracterizare directă prin cum ne dăm seama și apoi aș dezvolta ideea și apoi aș alege caracterizarea indirectă și aș dezvolta ideea. În regulă, e indirectă. Și apoi o să am la final valoarea comună. Ce valoare ați alege voi? O valoare pe care o apreciați la Florița și pe care o identificați și la voi. Importantă și pentru voi. Curajul. Foarte bine. Curajul sau bunătatea sau Darius, tu ce alege? Cred că bunătatea tot. Bunătate. Și la fel a spune cum apare bunătatea în textul nostru, a fetei, cum apreciați, ce observați în textul respectiv și cât de importantă este pentru voi valoarea respectivă. Și concluzia. Asta ar fi așa pe alineate, să spunem. Dar puteți alege și pe tip de portret fizic-moral. Aici la caracterizare directă veți spune, veți alege dintre cele menționate de noi și luăm pasaje, dacă apare direct răsătura, iar la indirectă vom comenta mai mult pasajele. Și o să spunem din gesturi, ce gesturi pot da și aici citate, dar e important să comentez textul respectiv. Și să aleg, bineînțeles, minimum două trăsături morale. Să am aici și să spun cel puțin două mijloace de caracterizare diferite. Bineînțeles, ilustrând cu secvențe din text. Și concluzia. E atât de greu ce ziceți acum, după ce am terminat? Nu mi se mai pare atât de greu. Dacă avem un plan și știm exact ce trebuie să scriem și citind cu mare, mare atenție textul și identificând toate elementele. Dar chiar așa ar trebui să faceți, să luați tot textul pas cu pas și să identificați elementele. Pentru că eu pot spune frumusețea, dar o să am multe pasaje prin care întăresc cumva ideea aceasta, că era considerată o fată frumoasă. Și pot da multe elemente, nu doar unul. Astfel încât să fie un comentariu complex, o caracterizare complexă. Mulțumesc, v-ați descurcat foarte bine! Dar vă aștept și data viitoare, am câteva exerciții pregătite pentru voi. La fel vă aștept și pe voi să ne pregătim împreună pentru evaluarea națională. Mulțumesc tare mult pentru atenție, la revedere!